Bună ziua și bun găsit, stimați telespectatori, la o nouă emisiune în Fotoliul cu Ghimbi. Sunt Adrian Simeon, îmi cer scuze, domnule primar, încă de acum nici n-am apucat să mă schimb, nu trebuie să la patroace, eu am venit de pe teren, timpul nu mi-a permis să mai intru la machiaj și la toate astea, așa că îmi cer scuze și noastră și telespectatorilor pentru ținuta ușor mai sportivă de la această emisiune. Dar cum în televiziune lucrurile se întâmplă la minut și la secundă, asta e, important este ceea ce dezbatem în emisiune. Bună ziua, bun venit în studioul Capital TV, Vasile Cărăguț, primarul orașului Giurgiu, este invitatul nostru. Bună ziua tuturor, mulțumesc tuturor celor care ne privesc și sperăm că și această emisiune să fie una de bun augur și pentru cei care ne privesc și bineînțeles pentru locuitorii orașului Giurgiu care urmăresc emisiunea dumneavoastră cu mare drag. Acum, nu știu dacă e cu mare drag sau cu mare interes, dar rămâne de văzut. Da, și una și cealaltă. Pentru că formatul emisiunii noastre nu este unul comod și atunci, sincer, la momentul la care v-am sunat și v-am invitat în studioul nostru, am gândit-o așa asta pentru a ști și telespectatorii noștri despre ce este vorba. Tot am discutat cu primarul de la Giurgiu, cu Vasile Cărăguț, despre investiții. Am văzut că se fac o grămadă de lucruri acolo, începând de la reabilitare casă de cultură, până la asfaltări, reabilitări de terenuri de sport și așa mai departe. Și am tot discutat despre lucrurile astea, dar n-am reușit niciodată în emisiunea Fotoliul cu Ghimbi să discutăm despre ceea ce este de fapt orașul Giurgiu, care are stațiunea Giurgiu, cunoscută pe vremuri sub numele de Giurgiu Băi, și să vorbim despre turismul, pentru că ăsta ar trebui să fie, nu știu, principalul obiect de activitate, principala sursă de venit a locuitorilor de acolo din zonă. Mă rog, pe lângă agricultura din satele aparținătoare, turismul ar trebui să fie foarte important. Și atunci, în emisiunea asta, mi-am propus să vorbim despre turismul la Giurgiu, despre calitatea lui, despre vitalitatea lui și despre ce face administrația publică locală ca să încurajeze turismul. Ce ziceți de tema asta? Este foarte, foarte bine. Chiar avem ce să spunem și avem lucruri cu care ne putem mândri cu partea de turism în stațiunea Giurgiu Băi. Cum spunea și dumneavoastră, stațiunea Giurgiu Băi este un pol important al turismului în județul Hunedoara și, bineînțeles, și în România, deoarece avem turismul balnear, care acest turism în ultimii ani a crescut așa în importanța celor care ne conduc de la București. Și aici vreau să și argumentez din ce cauză. Chiar acum două săptămâni am participat la București la o întâlnire a Consiliului Director. În acel Consiliu Director fac și o parte ca și primar al stațiunii sau al orașului Giurgiu, care are stațiunea Giurgiu Băi, unde la această întâlnire s-a dezbătut sau au venit propuneri din partea colegilor primari cu stațiuni balneo un motor important pentru sănătate. Și asta a fost tema? Da. Pe lângă, bineînțeles, aprobarea documentelor de închidere pe acest stagiatură 2016-2020, au fost multe discuții în care se aprofunda un pic legătura din ultimii ani a turismului, a ministerelor care vor să sprijine stațiunile balneo. Noi suntem undeva la 26 de stațiuni balneoclimaterice și chiar și guvernul care a fost înainte a încercat tot așa la inițiativa acestui forum al stațiunilor să dezvolte acea parte de vouchere de vacanță. Acum se vine cu o propunere, noi având și o colaborare cu Institutul de Statistică și Promovare a Turismului din România, unde l-avem președinte pe Adrian Iliescu și vreau să îi mulțumesc încă o dată că ne-a deschis așa un pic un orizont tuturor primarilor care am fost atunci la acea întâlnire pentru a veni cu acel voucher de sănătate.
care este în premieră și este propus guvernului care este activ acolo, bineînțeles Ministerului Economiei, care coordonează activitatea și de turism, pentru a veni cu acel voucher de sănătate. În sumă, este discutabil în funcție de ce aprobare va primi de la Ministerul Finanțelor pentru a se repartiza medicilor de familie. În momentul în care, eu știu, cetățeanul are o problemă și merge la medicul de familie, să poată împreună cu cardul de sănătate să beneficieze și de acel voucher de sănătate. Eu zic că medicul de familie știe foarte bine unde să-i recomande persoanei să se recupereze pe partea de recuperare medicală și atunci eu zic că va începe acel angrenaj care tot ne dorim noi, acea rotiță care să funcționeze în acest angrenaj de aducere a banilor la bugetul local. Și eu zic că în momentul în care și stațiunea George Băi, având undeva la 15 unități de cazare, majoritatea dintre ele lucrează cu partea de recuperare medicală. Eu zic că va fi un plus pentru stațiunea George Băi, bineînțeles și la aducerea de venituri și creșterea capacității de cazare și de dezvoltare a stațiunii George Băi. Ar fi un plus chestia asta cu voucherele, cu ce anume? Va fi un tichet propus. Deci pe lângă voucher și un tichet. Un tichet, dar pentru doar să poată folosi în stațiunile balneo. Am înțeles. Cu destinație. Și cam ce valoare ar trebui să aibă tichetul? Noi am propus atunci între 500 și 1500 de lei, în funcție de ce variantă va găsi sursa de finanțare Ministerul Finanțelor. Bun, acum stațiunile balneo se adresează preponderent unei anumite categorii de vârstă, zic eu. Nu că nu vin ăștia de 20 ceva de ani la stațiunile balneo, sau vin? Da, de momentul în care are o nevoie pentru partea de recuperare, asta e, că e, da, mai medicul de familie știe la cine trebuie repartizat acel voucher și, bineînțeles, să aibă efectul în zonele de stațiuni balneo. Acum, cam câte stațiuni balneo mai sunt la noi în țară? Aproximativ. Care sunt acreditate? 26. 26. Ele mai sunt turistice și în perioada următoare, probabil în perioada 2020-2024, se dorește tot așa o structură asociativă a stațiunilor turistice. Este acea axă 7. Stăteam și mă gândeam că, trăind în România și asta ocupându-ne tot timpul, dacă nu cumva medicii de familie care uneori sunt acuzați de tot felul de chestii, ba că scriu pe rețete anumite medicamente care sunt recomandate în urma cursurilor pe care le fac, știți și noastră povestea, că nu vreau să o discutăm aici. Nu putem să dacă o generalizăm, nu exist, da, că nu. Dacă nu există riscul ca, de exemplu, medicul de familie din, nu știu, Maramureș să-l trimită pe unul, nu la dumneavoastră, la Giurgiu, ci la Tăjnad. La Tăjnad, da. Este foarte bine. Eu zic că fiecare stațiune are specificul ei, are anumite proceduri de recuperare medicală și cu siguranță în momentul în care capacitatea de cazare și de recuperare este plină într-o stațiune, cu siguranță se vor îndrepta și spre alte stațiuni. Și eu zic că în ultimii ani de zile, chiar în stațiunea George Băi a crescut numărul de turiști. A dat seama că cele 15 unități care, eu știu, anul trecut funcționau la capacitatea maximă, și aici vreau să spun capacitatea maximă, ce înseamnă undeva la 1500 de locuri de cazare. Acum vă dați seama datorită acestei... Asta cu tot cu pensiuni sau fără? Pensiuni, inclusiv partea de cazare la persoane fizice care... Așa, plus spațiile hoteliere, nu? Plus spațiile hoteliere. Anul acesta funcționăm undeva la jumătate și... Păi de ce? Chiar zilele trecute... Din cauza pandemiei? Din cauza pandemiei, datorită regulilor care trebuie să fie respectate. Vreau să-i asigur pe toți cei care vizitează stațiunea George Băi și vin și rămân cazați în stațiunea George Băi, vreau să le spun că am vizitat aproape toate locațiile de cazare. Am stat de vorbă împreună cu
băieții mei de la Centrul de Informare Turistică referitor la doleanțele celor care vin în stațiunea Georgiu Băi și deocamdată stăm foarte bine. Patronii sau administratorii locațiilor de care au spații de cazare și de servire a mesei, cam undeva peste 85% respectă regulile. Și restul de 15. Și restul de 15 aici și datorită nouă persoanelor care mergem și chiar povesteam cu cei de la Strand, de la Băile Daco-Romane, vă dați seama, într-o sâmbătă, ei au capacitatea undeva la 2200 de locuri, având și șezlonguri și tot. Ei filmează dimineața sau fac poze la șezlonguri cu distanțiere, cu tot ce... Dar vă dați seama, la ora 12 sau la ora 1, când este fluxul pe... Le apropie oamenii, și atunci deja nu se mai respectă. Sau, de exemplu, la unitățile unde se servește, terase unde se servește masa, tot așa, dacă vine și spune, păi știți, noi suntem rude și stăm 4 sau 5 la masă. Uh-huh. Deci, da, spuneam că nu chiar în totalitate. Dar, deocamdată, vreau să-i felicit pe agenții economici din stațiune și din localitatea Georgiu, că nu numai în stațiune, avem unități și în oraș, în partea de centru, care în ultimul timp au încercat să asigure toate condițiile celor care le trec pragul acestor terase și chiar nu au fost probleme, lumea este mulțumită, vă spuneam, zona de cazare merge la jumătate din... Dar eu zic că lumea a încercat în ultimul timp să păstreze acea reținere de a merge. Păi știți, o să mergem în stațiune, dar dacă este vreo problemă. Vreau să le spun celor care ne privesc astăzi că în orașul Georgiu doar câteva persoane le avem cu acel COVID, care sunt cu probleme, dar sunt izolați. Am un băiat care este internat la sanatoriu, care tot așa, spitalul de acolo a fost declarat... Suport? Nu suport, direct spital COVID. Spital, da, COVID. Asigură undeva la 100 de locuri, dar în acest moment undeva la vreo 50 până în 60 de persoane sunt acolo. Bun, acolo sunt din tot județul. Din tot județul, da. Din tot județul. Apropo de discuția asta despre dezvoltare prin turism, despre informarea oamenilor și așa mai departe, am văzut că ați realizat și un filmuleț pe care l-am preluat și noi și propun să meargă în timp ce vorbim în spatele nostru. Un filmuleț de prezentare în care ați prezentat într-un anume fel și localitățile aparținătoare Georgiului, pentru că și acolo există peisaje, există tot felul de lucruri, există pensiuni, dar în același timp ați arătat infrastructură și cam cu ce se mănâncă treaba în stațiunea Georgiu Băi, pentru că eu am apreciat lucrul ăsta. Sunt mulți care spun, bun, mă duc la Georgiu, dar ce fac acolo? Nu? Sau cum? Adică mă duc cu copilul, ce face copilul? Mă duc cu bunicul, ce face bunicul? Unde stăm? Avem parcuri, avem bancă, avem strand, avem ce avem? Da, într-adevăr, avem un material de prezentare. El, în momentul în care a fost pus pe site-uri pentru ca oamenii să vadă ce s-a întâmplat la Georgiu sau ce este la Georgiu, bineînțeles, au fost și câteva critici și vreau să le și expun un pic argumentațiile de ce mi-am dorit acest filmuleț. Eu nu prea mă interesează chestia asta, că eu am înțeles. Majoritatea dintre localități care au ce să prezinte își doresc ca cei care vin în localitatea lui să vadă înainte. Oare ce pot să fac la Georgiu Băi, cum spuneați dumneavoastră? Sau cum arată? Sau, eu știu, era înainte era acea sintagmă, păi nu mergem la Georgiu, că e foarte rău drumul. Bun, da, aveam foarte multe de văzut acolo. Eu zic că acum drumul este practicabil, este bun, până când cei de la Consiliul Județean vor veni cu acel proiect cu Luar-Mureș Nord, unde zona de Georgiu este prinsă peste 23 de kilometri. Mai avem și acel proiect pe Poim cu extinderea rețelei de apă de la Râul Mare Retezat, care ne dorim înainte de a repara asfaltarea, infrastructura, să venim cu el. S-au făcut câteva covoare asfaltice care a adus un plus celor care vizitează orașul și stațiunea.
Acest filmuleț, vreau să spun un pic celor care ne privesc, mi-am dorit în primul rând eu, împreună cu colegii mei de la Centrul de Informare Turistică, împreună cu colegii din primărie și, bineînțeles, împreună și cu echipa, cu consilierii locali, care și dânși au fost de acord cu acest filmuleț pentru a prezenta lucrurile frumoase din stațiune. Acum, știți și dumneavoastră, în orice zonă, dacă mergi, găsești și lucruri frumoase și lucruri care ar mai trebui modificate sau lucruri care ar trebui remediate. Îmi doream, în primul rând, să îmbinăm trei lucruri în acest filmuleț și eu zic că le-am îmbinat, chiar dacă am fost criticat că un material de prezentare turistică nu are voie să depășească 4 minute. Bun, din acest filmuleț, așa am citit câteva comentarii pe rețele de socializare. Mă rog, acum toată lumea este foarte bine, poate chiar cei care ne-au scris acel comentariu, găsesc și argumentațiile să nu plictisim lumea. Eu îmi doream altceva. Bă, cine vrea să uită, să uită. Eu nu se plictisește. Că dacă cineva îl caută cu un scop. Eu vreau să îmbin trei lucruri. Să îmbin trei lucruri. În primul rând, să îmbinăm partea turistică. Să vadă. Giugiu nu are doar stațiunea. Are și satul Aurel Vaicu, unde avem muzeul pionerul aviației inginer Aurel Vlaicu, avem și partea de Băcâia, Bozeș, satele Mermezeu, Văleni, Homorod, care tot așa au o zonă frumoasă pentru și ne dorim în perioada următoare să dezvoltăm câteva zone turistice sau agroturistice în acea zonă. Dacă noi nu le prezentăm, atunci nici cei care vizitează stațiunea zice, bun, mergem, ne cazăm la hotel și bun, ce facem? Într-o zi mergem la cascadă, că este foarte mediatizată, mergem într-o zi la fostele băi vechi în Giugiu, mergem într-o zi la peștera sanatoriu, mergem într-o zi la Grota Haiducilor și, bun, din a cincea zi ce facem? Păi într-o zi ne urcăm și mergem la Aurel Vlaicu, că am văzut pe acel filmuleț că arată foarte frumos zona de acolo, într-o zi mergem la Cigmău să vedem ce este la Cigmău, într-o zi mergem la Băcâia. Deci asta ar fi fost primul punct pe lângă în a doilea punct ne doream... Era o chestie, în filmulețul ăla am văzut la un moment dat filmat de undeva de sus niște bazine rotunde, nu mai știu exact unde, ce erau bazinele alea? Da, era la Băcâia, tot așa un locuitor al orașului Giugiu, are o zonă piscicolă. Probabil că o să ajungem. O să ajungem și acolo, probabil da. O să se vadă pe... În a doilea rând... Piscicolă și ce crește acolo? Păstrăv, crap și sturion. Din sturion? Da. Aha, deci și cineva dacă dorește să vadă cum arată, deocamdată este regie proprie și încă nu... Da. Doar este la început și este un lucru bun s-a venit cu acea investiție în acel sat și probabil în perioada următoare îmi doresc ca acel sat să ducem apa și canalizarea, care nu o are acum, având acea apă cheile cibului, și introducerea gazului metan în acea zonă pentru a dezvolta acea zonă pe partea de sat de vacanță. Să nu fie doar Giugiu Băi, dar o să fie unul din punctele mele în campanie când va începe. Discutăm atunci. Discutăm altă dată pentru aceasta. A doilea îmi doream să arătăm un pic și partea administrativă. Deci să îmbinăm turism, administrativă și, bineînțeles, prin tot acest material, bineînțeles, implicarea primarului, imaginea primarului și a echipei, nu numai a mea. Păi, eu din ce am văzut acolo nu prea văzut nimic cu imaginea primarului, am văzut investiții care s-au realizat și mi s-a părut așa și ca un raport de activitate. Dar, mă rog, asta... Deci asta a fost dorința noastră, de a îmbina cele trei lucruri în acel filmuleț. În primul rând, turismul, zonele care se pot vizita, administrația cu proiectele care s-au desfășurat în perioada 2016-2020 și, bineînțeles, munca
să spun așa, munca echipei, să nu zic imaginea primarului, să nu se interpreteze altceva. Eu zic că a fost o muncă în echipă și aici vreau să-i felicit pe colegii mei de la primărie, pe doamna viceprimar, doamna secretar, echipa de la implementare și toți cei care au adus un aport acestor proiecte și a modului în care au lucrat în acești 4 ani cu primarul. Și, bineînțeles, și Consiliul Local, care, deși este franjurat în 3, 5 consilieri, chiar nu am avut nicio problemă pentru a veni cu aceste investiții sau aceste lucrări care s-au făcut în acești 4 ani de zile. Deci asta a fost scopul. De aici, din acel material de 40 de minute sau 30 de minute cât are, îmi doresc să începem să-l fragmentăm așa pe fiecare zonă, pentru turism, pentru administrație, dar dacă îl împărțeam, era prea franjurat din prima și doream să fie un tot unitar din care se poate... Bun, și... N-ați spus acolo, imaginile rulează deja, nu știu exact unde sunt pentru că eu vă urmăresc pe dumneavoastră, nu pot urmări imaginile, dar mă rog, telespectatorii văd lucrurile astea. Ideea este următoarea, ce putem să facem la Giurgiu? Hai să vedem. Păi, în primul rând, agenții economici, vă spuneam că au venit cu momentul în care s-au deschis bazele, cu, în primul rând, respectarea normelor. Deci, în stațiune, începând de la hotelul Germisara până la cea mai mică pensiune sau, eu știu, casă particulare care cazează turiști, condițiile sunt ok, deci nu sunt probleme. În al doilea rând, ne dorim ca în fiecare zi să nu ne rămână o zonă neîmblat pe ea pentru a identifica dacă sunt... Da, să fie neîngrijită. Chiar și acum în stațiunea Giurgiu Băi avem echipele de la Serviciul Public de Gospodărie care pregătește ca în fiecare an zilele orașului, să spunem așa, sau sărbătoarea orașului nostru, ziua de Sfânta Maria, de sâmbătă, 15 august, care de mulți ani de zile în această perioadă era nu plină, arhiplină stațiunea Giurgiu Băi. Da, păi era cu spectacol. Cu da, era cu tot. Acum, datorită acestor norme de prevenire, neavând voie să facem acele adunări publice, probabil o să fie la biserică un... sărbătorirea acestei zile religioase, frumoase. Da. Religioase. Doar atât. Dar stațiunea este la capacitate. Încercăm obiectivele care le vizitează turiștii să fie întreținute, să fie puse la punct. În perioada următoare, împreună cu constructorul, sperăm să finalizăm lucrările pe acea finanțare la Părculeț și la Skate Park. Chiar zilele trecute am fost cu dirigintele de șantier acolo și, într-adevăr, datorită pandemiei, se lucrează un pic mai greu. Firmele care lucrează în partea de construcții foarte greu mai găsesc persoane care să-și finalizeze, eu știu, contractele încheiate anii trecuți, dar eu sper ca până la sfârșitul anului să avem acoperit zona de investiție din stațiune, să putem semna contractele de finalizare și, bineînțeles, recepția lucrărilor. Păi bun, acum zona de investiție din stațiune, zona de investiție, dar vreau să vă întreb următorul lucru, domnule, dacă omul vine în Giurgiu Băi, are, nu știu, o cișmea de unde să bea apă, are un parc unde să se ducă, are o bancă sănătoasă și frumoasă pe care să stea, are un copil care e neastâmpărat și vrea să dea în leagăne, tobogane și chestii de genul ăsta. Există așa ceva la dumneavoastră? Da, există. Cam tot ce a spus dumneavoastră aici și foarte bine că le-ați punctat. Păi nu le-am punctat, v-am întrebat. Eu, având așa în memorie acum foarte multe, dacă mă întrebați să le pot spune, mai pierd probabil din ele, dar cu siguranță turistul care vine în stațiunea Giurgiu Băi are izvoarele care sunt puse la punct de societatea care administrează apele termale în stațiunea Giurgiu Băi. Avem zona de parc unde, vă spuneam, serviciul public se ocupă de întreținere, având acea zonă a parcului, chiar dacă, eu știu, că nu este finalizată lucrarea de la cel Părculeț,
Sunt practicabile spațiile de joacă acolo. Avem și o fântână arteziană în zona parcului unde lumea merge să recreeze acolo, având acel zgomot al apei cum cade. E și muzicală, nu? Nu este muzicală. Ne dorim, probabil, în altă etapă să venim cu ceva frumos, cum s-a venit și la Hunedoara sau la Deva. Este zona de cascadă, unde și acolo am suplimentat numărul de bănci, o parte din băncile care le avem... Cascada... Clocota. Clocota. Hai să vorbim puțin despre cascada asta. Că nu știu cât de mulți o știu. Din câte știu eu, cascada asta, Clocota, vine din izvoarele termale ale Germisarei, da? Este o captare a tuturor izvoarelor necontrolate, să le spunem așa. Știm că în stațiunea George Băi, pânza freatică a apei este undeva la 50-60 de centimetri. Știu când au fost lucrările de infrastructură, trotuare, rigole și asfaltare în stațiune, știu că în zona ștrandului, în zona de parcare, apa era undeva la 30 de centimetri. Aia vedem imagini de la cascadă chiar acum. Și acolo sunt puse ceva conducte pentru drenaj și preluarea apei. Și bineînțeles este râul Clocota care traversează stațiunea și are coborârea pe acea cascadă frumoasă unde cei care vizitează stațiunea George Băi cu mare drag stau în acea zonă și acolo am suplimentat cu câteva bănci. Acolo avem o problemă. O problemă din câte știu eu, că nu e terenul nostru. Da, și încercăm să identificăm o variantă și de câte ori am fost la București la întâlniri și cu Asociația Orașelor și cu primarii de stațiuni balneo și au venit reprezentanți ai Ministerului, ai Guvernului, am ridicat problema de a ne sprijini. Nu numai pe mine la George, mai sunt și alți primari care au clădiri, au terenuri, care sunt domenii publice, private ale statului și sunt în administrarea altor societăți. Să încerce unde nu se poate face ceva, să beneficiem noi OAT-urile de acele terenuri sau de acele clădiri. Și aici vreau să facem așa o paranteză. După 9 ani de zile și după 4 ani de zile de insistență a mele în calitatea de primar la Ministerul Tineretului și Sportului, la Direcția de Tineret și Sport Județeană, unde vreau să-i mulțumesc domnului Lorenz pentru buna colaborare. Acum o săptămână am avut reprezentanți de la Ministerul Tineretului și Sportului în care am preluat sau au preluat cei de la Direcția de Tineret și Sport Județeană acel hotel Flora care stă închis de 9 ani de zile. Deci este un plus venit în stațiune. Chiar am discutat cu cei de la Ministerul Tineretului și Sportului. Acolo ar mai fi o investiție undeva la 300-400 de mii de lei, deci 3 miliarde, 4 miliarde, pentru a-l reda circuitului turistic pentru taberele școlare. Povesteam cu domnul Lorenz. Da, au fost vreodată tabere școlare la Giurgiu? Au fost, acum sunt și la celelalte baze, sunt copii de la Timișoara, serios, din țară, da, sunt, chiar ieri am fost în stațiune, sunt grupulețe de copii aduși cu profesori de la școlile respective, care sunt cazați la alte baze, dar îmi doresc ca această bază să fie funcțională pentru anul viitor și pentru a aduce cât mai mulți copii în stațiunea George Băi, deoarece este o stațiune frumoasă, cu apă caldă, cu toate condițiile, dar la cascadă, vă spuneam că acolo avem o problemă cu terenul de acolo. Știți că pe orice axă de finanțare, pe orice bani care vreți să-l aduci pe un proiect de finanțare, ai nevoie să fii proprietar în primul rând. Acea zonă de acolo este în aer. Vorbim aici de pârâu. Nu este o întăbulare. Terenurile de lângă sunt într-adevăr proprietăți private, dar tot așa, având... Da, pârâul e al cui? Al apelor române? Cui? Al nimeni. Nici măcar al apelor? Da. Nu există ridicare topografică pe cursul râului. Vorbim de terenurile stânga-dreapta. Acolo din 2016, de când am preluat mandatul la Gioagiu de primar, îmi doream ca acea zonă să o dezvoltăm cu un proiect de finanțare și neavând
partea de ridicare topografică, de identificare a terenului, a fost foarte greu de... Chiar vorbisem cu domnul Lobons de la Cadastru, împreună cu cei de la Orăștie, tot așa de la Cadastru, cu colegii mei de la primărie, să găsim o variantă de întăbulare provizorie acele zone pentru a aduce un arhitect care să gândească un pic cum ar trebui să arate acea zonă de la Cascada Clocota. Dar este foarte greu cu procedurile, fiind acele hotărâri de guvern. Sperăm ca cei care vor veni în mandatul următor de parlamentar să ia acele decizii de unde sunt terenul sau clădirea ale proprietate a statului, să găsească întrebuințare la ele și de a nu le ține blocate acolo. Bun, dumneavoastră ați mai pus acolo o bancă, ați făcut o balustradă, din câte am văzut, ați pus un, cum se numește, indicator, cascade, câteva proiectoare. Da, eu zic că... Ați luminat-o și ambiental seara? Da, se vede. Sunt câteva proiectoare care luminează zona de acolo. Turiștii stau până seara târziu acolo. Da, ei pot intra turiștii să stea cu spatele, să le curgă apa în cap așa și... De multe ori echipa de la jandarmi, de la Gioagiu Băi, când dă rondul pe zonă, îi mai atenționează că nu au voie. Inclusiv de multe deci ori... Nu e voie. Nu este voie, deci... Dar turiștii intră mai mult pentru poze, prea puțin sunt cei am care... Am văzut poze de pe Facebook, da, cum îți cade apa în cap pe cascade. Sunt... Nu putem să le generalizăm, păi că nu... Da? Da. Dar fiecare cu poza lui. Este bucurător, chiar dacă, eu știu, unii spun că în stațiunea Gioagiu Băi nu ai ce să faci, eu zic că în această perioadă, fiind și această restricție de a nu veni mulți turiști să respecte normele, eu zic că totuși turiștii au ce să facă. Și aici sunt câteva obiective care ei, colegii mei de la Centrul de Informare Turistică, le recomandă. Ce eu zic că în fiecare zi sunt turiști care împreună cu cei de la această societate... Păi e vechiul spa de la... al vechii Gerbisara, da? Vechiul spa, unde, care a fost reamenajat. Acolo au fost găsite și niște plăcuțe, cum se numesc ele, volitive, ceva de genul ăsta? Da. De aur? Noi știți că în fiecare an și anul acesta îmi doream în iulie să facem festivalul Daco-Roman, unde făceam un ritual pentru cei care cu asociația Terra Dacica Eterna, dar anul acesta nu am putut organiza, în care turiștii erau foarte impresionați să-și aducă aminte ce se întâmpla pe vremuri în stațiunea Gioagiu Băi. Dar povesteam că turistul care vine în stațiune are posibilitatea de a merge cu acel microbus care îl avem în stațiune la societatea care administrează apele termale și pot vizita, începând de la cetățile de la Sarmi-Secetuza, începând de la eu știu, ajungând la Mănăstirea Prislop sau la Crișan la Brad. Da, avem acel microbus, dar eu zic că majoritatea dintre turiștii care vin din țară deja au, cum se spune așa, punct ochit, punct lovit. Au programul, da, făcut. Au programul lor și atunci dimineața, după micul dejun, în anumite zile îi vedem trecând către, eu știu, obiectivele noastre care le avem mai apropiate. Chiar și în zona de Balșa Ardeu, urcă și până la muzeul domnului Achim la Alma Șumare, merg către cetățile Sarmi-Segetuza, merg la Castel la Hunedoara, la cetate, la Deva, deci nu putem să le spunem că chiar nu au ce face în stațiunea. Dar la Aurel Vlaicu ce poți să facă? La Aurel Vlaicu este o zonă de camping care funcționează foarte bine acolo. Este un tip care a venit din Olanda și s-a stabilit în Aurel Vlaicu, care dezvoltă această parte de camping cu... are și căsuțe și, bineînțeles, și acele vagonete după mașină. Dar au posibilitatea de a merge la pescuit, având acea pescărie la Aurel Vlaicu, unde are un luciu de apă de peste 50 de hectare. Este muzeul de la... Luciu de apă 50 de hectare cu păstrăv? A, nu, au crap. A, crap și din asta, da, am înțeles. Fitofac și... Dar au activitate, deci, deci se poate face ceva și nu numai în stațiune. După aceea avem mănăstirea de la Cheile Cibului, unde foarte multă lume merge. Hai să la Aurel Vlaicu până la mănăstire. Muzeul
E muzeul de la Aurel Vlaicu? Muzeul de la Aurel Vlaicu, care ce este deschis. Acolo, acolo sunt acele lucruri ale pionierului aviației, în care cei de la DEVA, care administrează acel, acel muzeu, au un program de dimineața și până seara și chiar dacă, eu știu, ajung turiștii chiar după ora de program, cu siguranță fetele care lucrează acolo la muzeu le deschid și le prezintă lucrurile frumoase. A, deci e chiar lângă casa lui Aurel Vlaicu. Casa, da. Una dintre fetele care lucrează acolo este chiar strănepoata pionierului aviației. Aha. Sau deci din familie, din să spunem, din familie, da. Bun. Sunt lucruri frumoase care se pot vizita. Așa, și pe urmă știați ceva de mănăstire? Mănăstirea de la Cheile Cibului, care în ultimul timp s-a dezvoltat și acea zonă de Bozeș, Băcâia, Cheile Cibului și le recomand tuturor celor care vizitează stațiunea să ajungă, este o zonă foarte frumoasă, acolo încărcată energetic, cum avem și în stațiunea Gioagiu Băi. Îmi spunea un coleg al meu de la Centrul de Informare că în acea zonă de la Cheile Cibului este o încărcătură energetică pozitivă, cum este în zona parcului din stațiune și cu mult peste anumite zone din zona de Sarmisegetuza. Da? Care aici dreptate... în ce o dăm? În vibrații, în energie, în ce? Ei ne spunea că cei care nu mă pricep la asta, de asta vizitează acele zone vin foarte încărcați energetic, așa, uh-huh, pozitiv. Și dacă el a spus să-i dau dreptate, probabil, sigur, are și argumentațiile când le povestește turiștilor și, bineînțeles, când se întorc turiștii și scriu în acea carte de onoare a Centrului de Informare, am văzut multe... ceva acolo. Da, este acolo, pentru ca turistul să ne poată informa și cu lucrurile frumoase care le-a văzut în stațiune sau în zonele unde a vizitat și, bineînțeles, și cu lucrurile care își doresc ei când vin anul viitor să le vadă schimbate. Mai scriu și din asta sau chestii negative? Da, vin cu fel și fel de propuneri pentru a dezvolta și perioada de toamnă-primăvară. Este foarte bine. Este foarte bine, trebuie să luăm de fiecare dată ideile, ne mai reproșează de multe ori de ce nu intervenim la anumite spații de cazare, că știți, poate mai apare așa câte o problemă la ei, la, eu știu, calitatea servirii mesei sau ceva și atunci noi încercăm să remediem aceste probleme. Azi, chiar dacă nu este în atribuția primarului sau a celui de la Centrul de Informare Turistic, dar este bine o legătură strânsă a celor două agenții economici, Centrul de Informare și, bineînțeles, administrația publică. Păi, e normal că dacă omul pleacă nemulțumit din stațiune, nu mai vine a doua oară. Nu mai vine a doua oară, nu o duce bine nici agentul respectiv economic, că îi se face reclamă proastă. Nu o duce bine agentul respectiv, scad impozitele de plată la primărie. Și una da, sunt slăbiciunile. Deoarece stațiunea este un pol important la veniturile proprii ale bugetului orașului Gioagiu și chiar dacă de multe ori ne dorim să facem multe, chiar dacă în acești 4 ani de zile am încercat să aducem la primăria orașului Gioagiu aproape 20 de proiecte, aproape 210 milioane de lei, sunt multe lucruri care le-am făcut și din bugetul local datorită, cum să zic eu, acestor venituri încasate de la agenții economici și din Gioagiu, nu numai din Gioagiu Băi, și de a mișca un pic fiecare zonă. Și aici cei care trec în Gioagiu au văzut în primul rând bisericile care sunt emblematice pe fiecare zonă și fiecare primar își dorește să aibă cea mai frumoasă zonă, dar zona bisericilor, în ultimii ani am încercat să aducem așa o contribuție de la bugetul local, din acei bani care îi încasăm din taxe, impozite, concesiuni. Am sprijinit bisericile, inclusiv greco-catolică, inclusiv biserici ortodoxe, Aurel Vlaicu, Gioagiu, Gelmar, Bozeș, Gioagiu Băi. Am venit cu lucruri care să rămână în acest... Bun, în caz că, Doamne ferește, se întâmplă ceva pe acolo și e nevoie de o ambulanță, de o chestie de genul ăsta, cum rezolvați problema? Că e destul de departe, Orăștia...
Aici, tot așa, o dorința mea, și poate am mai spus-o și la alte emisiuni, dar aproape nu la dumneavoastră, când am discutat decât nu despre proiectele pe finanțări europene și de la Ministerul Dezvoltării, eu zic că una din cele mai importante lucruri care am reușit în acești 4 ani a fost acel punct smurd înființat la Giurgiu. Și de ce? Foarte mulți oameni... Aveți un punct smurd la Giurgiu? Da, este inclusiv cu o ambulanță nouă, a venit cu 0 km și la... Și cu paramedic și cu... Cu paramedici care sunt foarte bine pregătiți, ei sunt în subordinea celor de la Inspectoratul de Situații de Urgență și vreau să-i mulțumesc domnului inspector general Demian pentru sprijinul care l-a adus și avem promisiunea că până la sfârșitul anului sau cel târziu până anul viitor, inclusiv o mașină pentru pompieri va fi din aia mare pentru stingerea de incendii, nouă la Giurgiu. Aici dacă tot sunt... Neplăcute. Cum? Ați avut evenimente neplăcute? Prea puțin. Am avut în primăvară acea zonă a cartierul, de la cartier unde a și decedat o persoană, dar tot așa, împreună cu colegii de la primărie, cu echipa de la serviciu public, am sprijinit reparațiile la acele case. Undeva la 6 case au ars atunci. Am venit pentru ca acei oameni să aibă condițiile și de a trece peste acel moment. Dar au participat și cei de la Smurd atunci acolo, împreună cu echipa, detașamentul de pompieri de acolo, împreună cu domnul comandant de la Orăștie, Stancu, care tot așa este o persoană care își dorește ceva frumos acolo, remediază și amenajează toate spațiile de detașamentul de pompieri de la Giurgiu. Dar dacă toți suntem aici la partea de medici, de paramedici, vreau să, prin intermediul televiziunii dumneavoastră și a celor care ne vor urmări cu siguranță și pe, că la Giurgiu avem firma de cablu care prinde postul dumneavoastră, Capital TV, și pe cei care ne vor urmări pe online pe partea pe noi ne vede toată țara. Da, vă vede toată țara. Îmi doresc, dacă ne pot ajuta, ne chinim de 6 luni de zile să aducem un medic de familie. Chiar zilele trecute... Adică să aduceți un medic de familie unde? La dispensarul orășenesc. Noi avem un dispensar care este proprietatea noastră, a orașului Giurgiu, și avem 3 cabinete care au fost concesionate medicilor. Așa. Unul dintre medici a ieșit la pensie. Acolo am reușit doamna doctor Arșinel, care a fost pe partea de medic dentist, dentar. Acolo am identificat o persoană tânără care a terminat facultatea acum și în perioada următoare se va deschide acel cabinet, dar din nefericire am avut în perioada de ianuarie decesul unei colegi de-a noastră, unei doamne doctor Peștean, care a fost una dintre persoanele care a pus suflet în orașul Giurgiu, și din ianuarie și până acum încercăm să identificăm, să găsim un medic de familie, deoarece la dâns au fost înscrise undeva la 2200 de persoane. Acum am reușit la celălalt medic, la domnul doctor Cazan, să se transfere undeva la 300-400 și o parte deja sunt pe la Orăștie. Deci o parte dintre ei, poate peste 1000 și ceva, nu au medic de familie activ deocamdată. La dumneavoastră în Giurgiu? Da, la Giurgiu. Și asta nu este în regulă deloc, pentru că eu știu că aveți acolo un dispensar ultramodern. Nu este ultramodern, este ei l-au în administrare, dar ne dorim în perioada următoare, pe o axă de finanțare care se va deschide acum, cu reabilitarea la clădirii publice, prioritar să fie acel cabinet sau acel dispensar medical din orașul Giurgiu. Am vorbit zilele trecute cu președintele Casei de Asigurări de Sănătate și mi-a spus că în ultimii 6 ani de zile doar 3 medici au venit în județul Hunedoara, din care 2 au plecat și au ieșit la pensie 9. Deci este o criză a medicilor de familie în județul Hunedoara și pe această cale vreau, cum spuneam, acest post se vede și în alte județe, să-i rog pe cine ne poate ajuta să identificăm un medic de familie. Cu mare drag, are tot sprijinul meu și a echipei mele. Avem un cabinet pus la punct cu dotări, cu tot ce este nevoie și, bineînțeles, o să găsim și locuință de serviciu în ideea în care de a rezolva această problemă care este foarte delicată în orașul Giurgiu. Păi, cu siguranță că vă aude cineva, oricum medicii de familie cred că sunt interesați să aibă cât mai multe persoane pe
listele lor, ca să spun așa. Noi, dacă au sprijinul nostru și o să identificăm cât mai repede până, eu știu, pacienții noștri se îndrepte către alți medici de familie, sunt undeva peste 1500 care probabil vor fi înscriși la medicul care încercăm să identificăm. Tu să mea tabacică. Domnule primar, nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, un minut, maxim două. Din păcate, nici în emisiunea asta n-am reușit să vorbim despre tot ceea ce înseamnă turism și dezvoltare prin infrastructură și dezvoltare prin turism în orașul Giurgiu. Timpul, din păcate, este cel mai mare dușman al nostru, cel puțin în televiziune. Și atunci, ce să zic, probabil că e ultima emisiune a dumneavoastră în această perioadă în care apăreți în calitate de primar, că pe urmă probabil o să apăreți la studiourile electorale în calitate de candidat la primăria orașului Giurgiu, imediat după data de 27 august. Mulțumesc pentru prezența în emisiune. Vreau să mulțumesc și eu, am fost invitat la emisiunea dumneavoastră. Chiar zilele trecute, când am fost invitat la emisiune, m-am uitat un pic peste acea emisiune la care am fost ultima dată la dumneavoastră și am văzut că avem peste 12-13 mii de vizualizări. Eu zic, asta pe spațiu online. Pe spațiu online. Nu despre altele, da. Eu zic că este bine. Am avut multe lucruri care să le spunem și în emisiunea care am fost înainte și în această emisiune. Cu siguranță îmi doresc și să trecem această perioadă a părții electorale, unde cu siguranță voi fi prezent în emisiunea dumneavoastră, să spunem lucrurilor și politice, nu numai administrative și, bineînțeles, după alegeri, sperăm ca bunul Dumnezeu să fie alături de noi și după alegeri, în prima emisiune, să fiu invitat aici la dumneavoastră în emisiune. Da, nu, fără nicio problemă. Invitația voi adresată de pe acum, dar să vedem și ce rezultat va fi. Eu vă doresc succes. Mulțumesc mult! Și sper ca cei care ne-au urmărit astăzi să fie urmărit o emisiune în care au fost dezbătute problemele și lucrurile frumoase din stațiunea Giurgiu Băi. Mulțumesc celor care ne privesc. Stimați telespectatori, Vasile Călăguț, primarul orașului Giurgiu, a fost invitat la Fotoliu cu Ghimbi. Sunt Adrian Simon, mulțumesc tuturor pentru atenția acordată, rămâneți cu noi, numai bine!